Și poate lucrul cel mai important care o recomandă pe Clotild, faptul că a făcut asta deja. Gaz de France era, când a venit echipa, era o structură comunistă, cum este primăria sectorului 1 astăzi, și au reușit să transforme într-o societate profesionistă, ceea ce este obiectivul nostru de a transforma administrația publică din București într-o administrație profesionistă. Eu urez succes și sunt foarte fericit că este alături de noi acum.